Sau și prima găsit la un nou episod din Hide Online. Da, cred că mai știi jocul, da, este acel joc în care unii playeri te caută și tu trebuie să te ascunzi. Adică niște oameni cu arme te caută și tu trebuie să te ascunzi din diferite obiecte. Și da, am zis să mai fac un episod, că n-am mai făcut de mult cu Hide Online. Cam acesta e skin-ul meu. O să mă fac și fată dacă vreau, dar o să fiu ăsta. Ăsta. Am arma asta și ăsta o să mi-l pun pe ăsta. Emote-ul ăsta. Oh, și ce să-mi pun de ăsta așa? Hai să mi-l pun pe ăsta. Da, dacă nu cumva, dacă nu știți, puteți să vă faceți diferite obiecte și dacă vă faceți, de exemplu, nu știu să zic, o cutie vă dă mai multă viață, un aparat de jocuri vă dă mai multă viață. Dacă vă faceți chestiile astea, o să vă dea mai multă viață. Diferite chestii, adică dacă te faci un scaun, o să îți dea mai multă viață. Numai că dacă te faci în ce în ce mai mare, uite, de exemplu, dacă te faci un aparat de jocuri, o să mergi și mai greu. Și dacă nu, și la un anumit timp, uite, de exemplu, ăsta s-a făcut toaletă. Da, merge foarte greu pentru că e obiectul mare. Cine? Te avantajează că ai viață multă, dar... Da, dar. Și i-a câștigat Hunter. Acum o să așteptăm să înceapă runda. Văd că m-a dat Hunter. Și au 6 secunde să se ascundă ăștia. Noi, da, avem și niște grenăzi. Avem armă, da. Și la un anumit tip o să auzim un sunet. Ei bine, trebuie să ne luăm după sunetul ăla. Și ei au o abilitate în care pot să ne facă diferite animale și să fugă de noi. Și noi o să tragem. Dacă o să tragem în niște obiecte, deja se aude unul. Dacă, de exemplu, trag în scaunul ăsta și ăsta nu e player, îmi ia din viață. Uite-l! Uite-l! Și e cam nasol că te vezi prin perete când se apare chestia aia de muzică. Dar, na. Ca să aibă o șansă, să aibă o șansă și hunterii să te găsească. Și am omorât. Uite, cineva m-a făcut... un animal, probabil aici e cineva. Uite-l! De grenadă! Bum! Și l-am omorât, vedeți? Și pare acolo, în dreapta sus, că am făcut... că am făcut kill. Trebuie să trag ca să mi se încarce arma. Și cât te joci mai mult, o să poți să deblochezi și alte arme. De exemplu, aici să... Oh, eram sigur că vreau să trag în toaleta aia, dar m-a făcut animal. E cam nasol când te face. Uite-l, uite-l sucul, după el. Eu mai am o grenadă, dar nu vreau să o dau, pentru că ăsta mai are puțină viață. Da, și mai trage și automat din când în când. Dă-i, nu-l lăsa. Hai că suntem 5 și nu putem să-l omorâm, gata. Bine, el putea să ne facă animale, dar probabil nu mai avea abilitate. Playerul, uite-l. Aha, te-am prins. Wow, fuck, uite cutia. După aia. Da, și acest joc este și online, cum vedeți. Adică eu pot să mă joc cu prietenii. Dacă vreți o să fac un episod în care o să mă joc cu prietenii, dar depinde acum, că nu știu dacă mai au ei, prietenii mei, jocul. Și mai sunt, cât mai sunt? Mai e unul de găsit. Și mai sunt 40 de secunde, deci dacă nu-l găsim, pierdem. Mi se pare că ai 2 sau 3 minute. Uite-l! Trebuie să-i dau o grenadă. Bum! Hai că am dat și o grenadă. Oh, hai că l-am, totuși l-am nimerit. Dă-i după el! Acum vă dați și voi seama, la rândul ăsta o să fugă, pentru că, na. Vreau să nu pierdă. Uite-l! Fuck! Și are abilitatea aia. După el, nu cred că mai avem șanse. S-aude, dar nu mai avem șanse. Incredibil cum a scăpat ăsta printre... Cum a scăpat ăsta, ești nebun? Uite-l aici, dar l-am omorât prea târziu, a câștigat. Și bun, acum eu sunt de-asta. Vreau să mă fac un suc. Trebuie să mă găsească și vreau să mă urc aici, nu știu. Eu zic că e destul de bun locul.
Sau să stau undeva aici. Faza e că eu n-am niciun dăsta de să-i fac animale, pentru că na, trebuie să mă uit la niște publicități. Dar o să înceapă muzica acum, așa că trebuie să fug. Și uite, mai am 85 viață. Fuck. N-am dăsta de făcut animal și o să mor destul de repede. Și o strască să așteptăm. Da, și am murit. Băieți, cred că o strască să mă și la niște publicități, o să revin, că vreau să-mi dea și mie chestii de astea. Bun, băieți, văd că m-am uitat la o publicitate. Și da, ne-a făcut cutie. Momentan o să stăm aici. Respawn, deci m-am respawnat. Dar nu prea văd că e destul de mare cutia. Stai să mă pun undeva aici. Fac. Da, vedeți? Se mișcă din ce în ce mai greu, pentru că am un obiect mare. Repede. Na, fac. Și a murit. Și a câștigat hunterii. Ăștia văd că ne-au bătut destul de repede, bun. Hai că m-a dat și pe mine hunter. Haideți, băieți, să-i prindem pe acești impostori, să zicem. Și uite-l! Te-ai mișcat! A, nu mai am nici grenăzi. Dar uite, moare mai greu, numai că se mișcă foarte greu, pentru că are un obiect și a luat un obiect mare. Ce aici s-ar putea să fie? Uite-l! Ia-te bă, s-a urcat pe ăla de la ușă. Bă, nu-l nimeresc. S-a dus aici, n-am văzut eu. Poate să se bage și pe sub canapele, deci trebuie să avem grijă. Hai să așteptam unde să aude muzica. O să aude muzica. Uite-l! Băi, credeai că nu mă vezi ăsta? Văd că știe locurile, că și eu când m-am jucat mai... Uite, mai am unul în toaletă. Un sandwich de ăsta. Bă, dar nu-l nimerez, mă. E după cutie, e după cutie, vedeți? Oh, trebuie să nu trag. Stă după cutie, fraierul. Bă, băieți, vedi să mă ajută și pe mine cu ăsta aici, sau? Uite, mai am unul aici. Fuck, și m-a făcut din nou mal. E, da, e o strategie bună să stai după un obiect și să tragă, pentru că dacă tragi de multe ori, poți să mori și tu la rândul tău, chiar dacă ești hunter. Bă, ce ne faci ăsta? Ce, uite ce ne fraierește. Da, pentru că și-a luat un obiect mic și merge foarte repede. Otel, otel. Dai. Să am grijă că ăștia mai să urcă. Eu când jucam înainte, foarte mult, mă urcam... Dă-i bă! Mă urcam, uite aici sus, pe ăsta, când poți să te urci pe ușa acolo. Bine, eu acum mai mult am zis să revizităm jocul. Și mai mult mă joc așa de distracție. Da, și am murit pentru că am tras într-un obiect de la... Bun, și acum puteți să ne spunem? Da, trebuie să ne dăm un dăla, așa că mai sunt câteva secunde de aici. Hai să așteptăm. Ne uităm pe ăștia, cât mai sunt, 2. Bun, de data asta am o strategie. Dacă o să mă dea de asta să mă ascund, am o strategie unde să mă ascund. O să încerc să mă urc acolo unde s-a urcat ăla. Gata, am câștigat de aici, na. Mai erau destui, mai erau 4. Păi doi abia am omorât unul. Bun, și cam ăsta a făcut kill-urile. Ăsta a făcut, cred că, cel mai multe kill-uri. Bun, și hai să vedem. O să dăm exit, probabil. Ba nu, m-a băgat în nou match. Da. Deci dacă stai, mă bag în nou match și nouă hartă. Uite ce vreau să mă urc. Nu merge atunci. Pot să mă fac toaletă, dar știu că poți să te bagi în toaletă și... fuck, are shotgun.
Na, m-a băgat prea târziu. Mă omoară, mă omoară, pentru că n-am... Da, n-am chestie de-aia de respawnat, înțelegeți, băi, și... Am înțeles, am dat și lift din greșeală, opa. Bun, am revenit. Hai să deschidem o cutie. Și ia să vedem, ouă. Okay, mi-a dat ceva. Colecțion. Băi. Nu știu ce e ăsta, ok. Da, vedeți, ăla avea shotgun. Și n-ar te omoare mult mai ușor cu shotgun. Mamă, ce arme faine sunt. Ar pune loc 2, he-he. Abia măcar să ajungem la AK. Bun, hai să dăm play. Și să ne conecteze pe alt server. O să revin când o să mă responeze, că o să mă uit la o publicitate. Bun, băieți, hai că m-am uitat la publicitate. Și da. Bun. Și dacă tu m-am uitat la publicitate, mi-a dat și mie niște grenezi. Și da, asta e altă hartă. Mi se pare că sunt 4 sau 5 hărți. Și suntem hunteri. Și hai să vedem unde sunt playeri. Mai e un minut și ceva. Deja omor pe cineva. Să zic că harta asta e destul de mare. Să e puțin mai greu. Hai, hai, hai. Să-i găutăm pe ăștia. Sunt aici, cred. Sau, mi s-a părut. Am crezut că s-aude sunetul mai tare de acolo. Uite! Ba nu, era unul de-al meu. Și pe aici poate să se ascundă, gen. Uite aici, asta, aici. Ai găsit ceva, nu? Da, văd că se ascundă ăștia foarte bine. Hunter win. Oh, totuși am câștigat. Da, totuși suntem ok, deci suntem mulți pe server. Hunter, oh, eu ce sunt? Eu sunt ăsta, hai să mă fac un suc. Cum mă fac suc? Așa. Bun. Faza că ei sunt 3 hunter și noi suntem 5. Să ne băgăm aici. Poți să-i fraiere să mă duc după masa aia. Uite, 1, 2, 3, 4. Hop. Uite, de exemplu, pot să-l fraiere să merg așa. După masă. Vedeți? Și, na, e greu să-mi dea. Dar dacă mai vine unul, fac așa. O șmecherie. Până-mi pierde urmă. Și mă urc aici, hop. Și acum... Acum mai sunt 15 secunde până... Începe muzica și am și două de astea, deci dacă vreau pot să-i fac animale. Bun, hai să așteptăm. Hai să ne ducem aici după perete. Ei sunt, văd că sunt... Oh, fuck, stai că vine unul. Ce m-am speriat. Când a început muzica asta. Fuck, fugi. Vedeți, am obiectul ăsta. Ah, bă, dar de ce nu stai eu aici? Că, oh, fuck. Stai, stai, nu trage, nu trage, dedea, nu trage. Hehe, fraiere. Oh. Ha. Ce l-am fraierit. El crede că sunt tot acolo, fac. Mamă, vină cu. Vedeți și vă dă un boost când îi faceți animale. Ok. O idee bună să mergem aici. Fuck. Ok. Well... Fugi! Îți mai rezistăm un minut! Fă-te cutie! Stai! Fă-te cutie, mă! Bun! Vai. Să mă pun undeva aici. Să nu par suspect. Ok, da. Nu, și m-a prins. Aproape scăpam, dar asta este Hunter win. Și acum suntem hunteri. Păi suntem la egalitate, 3-3. Eu am 7 kill-uri. Nu, sau player, un score, nu știu ce înseamnă.
dar am ceva 7, nu știu, 7 scor, nu știu. Nu știu ce reprezintă 7, ăla, în fine. Faza e că dacă eu am fost de la care m-am ascuns, nu mai am nici grenade acum ca hunter. Și cam puțin... s-a băgat chestii de-astea. Să pot să dau pe chat să râs la chestii. Tare. Ok, s-audem. S-aude din direcția... Nu, e în partea cealaltă. Uite-l! Uite-l, vezi că e... Nu e scaun. E băgat acolo după birou, dar nu pot să-l vezi. Sau? Sau poate mi s-a părut, nu. Bă, nu știu de voi, dar nu prea îi găsesc pe ăștia. Uite-l! Fuck, ne-a făcut animal. Cred că a fugit acum. Bă, zic că te faci așa cu abilitatea aia, îți dă un boost de viteză, dar te aduci torpile și... E greu să-l mai găsești fără să... E greu să-i găsești pe ăștia fără să asculti muzică. Dacă vă... Imaginați voi, dacă nu era muzica asta... Să ne ghidăm unde sunt ăștia. Foarte greu, pentru că dacă trăgeai niște obiecte și nu erau player, uite-l. Și nu e el, puteai să mori. De exemplu, m-am tras eu cutia asta. Scaunul. Asta e că, uite, de exemplu, că ăștia să fac obiecte mai mari, e ușor pentru noi să omor, pentru că se mișcă, cum v-am zis, se mișcă foarte, foarte greu. Chiar dacă e multă viață, nu contează. Dacă te faci un sandwich de la sau un suc, și te miști foarte repede, da, e greu să-i omori. Chiar dacă au viață puțină. Cineva pe aici? Nu. Ceva? Nu, ok. Câți mai sunt? Mai sunt doi. Well, mai e unul. Overtime plus 25 secunde. Ne-a mai dat niște 25... Uite-l! Ne-a mai dat niște 25 secunde. Da, e bine, pentru noi ne ajută că s-a făcut obiectul ăsta, pentru că... prinde foarte repede. Fuck, ne-a făcut ăsta, dar nu contează că... Dacă nu se transformă într-un obiect mai mic... Ok, s-a transformat într-un pahar. Vino-mi coace! Unde-i pe ăsta? Uite-l pe acolo. Spate, spate. Uite-l. Dar nu știu unde s-a dus acum. Uite-l! Ne-a fraierit ăsta. Hai mă, hai. Bă, de ce nu moare? Bă, nu e corect. Frate, ăla cred că avea hack, băieți, pentru că nu murea. Bă, băieți, cam acesta a fost episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul și de like. Și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!